Împreună vom învinge! În urma contactului permanent pe care îl avem cu telespectatorii, formulăm câteva opinii transmise de publicul telespectator, care ar putea să contribuie la îmbunătățirea măsurilor care se iau și a modului lor de aplicare. Demnitarii de rang înalt care apar pe ecranul televizoarelor sau în public trebuie să prezinte publicului măsuri fundamentale din domeniul vieții sociale, economice, etc. și nici de cum îndemnuri repetate la spălați-vă pe mâini și stați în case. Există alte categorii de personal care au competența și datoria să facă astfel de recomandări. Acești înalți demnitari se pot rezuma la subiecte majore cum ar fi asigurarea echilibrului economic, asigurarea integrității monedei naționale, asigurarea locurilor de muncă, asigurarea condițiilor materiale privind profilaxia și tratamentul îmbolnăvirilor cu coronavirus, etc. Apariția repetată a trioului, ministru de interne, secretar de stat și secretar de stat, apare ca o comedie de gust îndoielnic în momentul în care se prezintă niște texte oficiale. Pe lângă pierderea de timp a demnitarului ocupat în felul acesta, lipsa de competență în domeniul sanitaro-epidemic, silabisirea textului, repetarea la nesfârșit a îndemnului de igienizare personală, descalifică echipa. Echipa Ministerului de Interne, afișată permanent, este neconvingătoare, deoarece vorbește despre probleme pe care nu le cunoaște. Specialiștii în problemele epidemiologice și de sănătate sunt la Ministerul Sănătății. Rolul Ministerului de Interne este să ajute la aplicarea cu strictețe a hotărârilor și a recomandărilor pentru public pe care le formulează specialiștii Ministerului Sănătății. Restructurați urgent echipa de conducere și chemați pe cei specialiști în problemă. Ministerul Sănătății are în subordine epidemiologi de renume, instituții cum ar fi Sanepidul, specializate pe probleme epidemiologice. Direcția Medicală a Forțelor Armate, care are un departament antiepidemic specializat. Ministerul Sănătății, care are o componentă de organizare sanitară necesară într-o astfel de comisie. Toți acești specialiști depozitari ai unei experiențe profesionale primesc ordine în mod eronat de la Ministerul de Interne. Specialiștii în urgențe ai Ministerului de Interne nu au ce căuta în domeniul epidemiologic. Este motivul pentru care profesorul Adrian Străinu Cercel s-a retras și se ocupă strict de patologia coronavirusului. Ministrul de Interne și echipa sa nu s-au confruntat și nu cunosc nici teoria, nici practica situațiilor epidemiologice și atunci, pe primul loc, trebuie să stea Ministerul Sănătății cu epidemiologul țării, specialistul în patologia contagioasă, care până în momentul de față a realizat o rețea impecabilă. Virusologul trebuie să urmeze după aceea în echipă, pentru ca prin rețeaua sa să ajute la configurarea rețelei de laboratoare care să sprijine diagnosticul. Următoarea persoană din echipa de specialiști trebuie să fie specialistul în organizarea instituțiilor sanitare. Avem un specialist de talie internațională, Vasile Cepoi. Aceasta trebuie să formuleze măsuri obligatorii și specifice de combatere a epidemiei, alături de asigurarea asistenței medicale obișnuite, începând cu nivelul de cabinet de familie, ambulatorii, spitale. Măsurile trebuie să fie obligatorii pentru unitățile private și de stat, urmărind crearea de circuite separate pentru bolnavii din specialitatea respectivă, contaminați și necontaminați. Următoarea persoană ce trebuie să facă parte din structură trebuie să fie șeful Departamentului de Asigurare Materială, pentru că niciun ordin de ministru sau de supraministru care nu este sprijinit cu logistică nu are sorți de izbândă. Următoarea persoană care trebuie să facă parte din echipă este comandantul Direcției Medicale a Forțelor Armate și epidemiologul șef al armatei. Având la dispoziție această echipă, Ministerul de Interne trebuie doar să ceară opinii și să supună discuției planuri concrete de măsură pentru fiecare departament, iar aceste planuri trebuie să fie supuse plenului, organismului de supraveghere și combatere a epidemiei, pentru a putea fi puse de acord. Întâmplările nefericite de la Suceava, București, Focșani, din Vămi, le datorăm faptului că internele s-au ocupat de epidemie, cei de la urgență s-au ocupat de epidemie, jandarmii se ocupă de epidemie, iar specialiștii epidemiologi lipsesc aproape cu desăvârșire. Ei sunt vioara numărul 1 într-o epidemie. Este necesară urgent numirea unui secretar de stat al Ministerului Sănătății pe probleme epidemiologice, care să aibă și pricepere ca specialist, dar să aibă și autoritate administrativă. În momentul de față, în mod eronat, epidemiologii primesc ei ordine de la alții care nu se pricep în problemă. Dat fiind haosul creat, așa se face că unele colective sanitare au fost supuse riscului, că alte colective sanitare au primit sarcini fără a fi dotate cu material elementar de protecție a personalului și a bolnavilor.
O viziune unitară care să considere că toate unitățile sanitare reprezintă eșaloane de acțiune antiepidemică, personalul sanitar să fie instruit corespunzător, conform cu nivelul instituției și cu responsabilitățile sanitare de bază, cardiologie, gastroenterologie, maternitate, etc., este imperios necesară. Domnule ministru de interne, implicați-vă în munca de coordonare și nu în educația sanitară. Domnule secretar de stat, ocupați-vă de urgențe și nu de problemele epidemiologice. Domnule chestor, mobilizați poliția și jandarmii pentru a se ocupa de ordine și disciplină și nu de epidemiologie. Puneți accent pe disciplina antiepidemică la nivel rural, unde lipsa de educație sanitară și indisciplina vor face în curând ravagii. Redacția postului de televiziune Apolonia TV mulțumește tuturor telespectatorilor care ne-au comunicat opiniile lor. Ne-am făcut o datorie de onoare prin publicarea acestor opinii. Menționăm faptul că postul de televiziune Apolonia TV nu este angajat politic. Singura politică pe care o facem este în slujba cetățenilor. Împreună vom învinge!